Bună, bine ai venit! Astăzi vom afla împreună ce numără oițele ca să adormă, într-o carte scrisă de Caroline Helm. Te-ai întrebat vreodată ce numără oițele ca să adormă? Ele numără un singur hipopotam. Oițele adorm foarte repede, chiar și micuța Mia. Un hipopotam sare în apă, plusc, și oița Mia și a dormit. Te-ai întrebat vreodată ce numără micuții hipopotam ca să adormă? Ei numără peruși, pentru că tare le-ar plăcea și lor să zboare. Micuțul Oli numără și el. 1, 2 peruși zboară din pom în pom. Hipopotamul Oli a închis ochișori. Numără și tu. 1, 2. Te-ai întrebat vreodată ce numără perușii ca să adormă? Perușii numără pinguini. La pol este mereu răcoare și plăcut. Micuțul Tony numără și el. 1, 2, 3 pinguini alunecă pe gheață. Și deodată perușul Tony adorme. Încearcă și tu. Te-ai întrebat vreodată ce numără pinguinii ca să doarmă? Zebre, pentru că au niște dungi grosave. Micuțul Paul numără și el. 1, 2, 3, 4 zebre alergă prin savană. Nu trece mult și Paul își fracă somnoros ochișorii. Nu vrei să faci și tu la fel? Te-ai întrebat vreodată ce numără zebrele ca să adormă? Ratoni! Sunt drăgălași și se joacă de dimineața până seara. Micuța Stella numără și ea. 1, 2, 3, 4, 5 ratoni se cocoață în copaci. Acum micuța Stella se află pe tărâmul viselor. Nu vrei să mergi și tu acolo? Te-ai întrebat vreodată ce numără micii ratoni ca să adoarmă? Numără girafe. Cu gâturile lor lungi, le pot să ajungă oriunde doresc. Micuțul Robby numără și el. 1, 2, 3, 4, 5, 6 girafe mănâncă frunze din copac. Acum ratonul Robby cască foarte tare. Și tu ca el? Te-ai întrebat vreodată ce numără micuțele girafe ca să adoarmă? Castori! Și lor le-ar plăcea să stea mereu în preajma apei. Micuța Lily numără și ea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 castori ronțăie trunchiuri de copaci. Girafa Lily își simte ploapele din ce în ce mai grele. Dar tu încă nu ai adormit. Te-ai întrebat vreodată ce numără micuții castori ca să adoarmă? Pupuruse, pentru că roșu e culoarea lor preferată. Micuțul Bruno numără și el. 1, 2, 3 pupuruze stau pe o frunză. Castorul Bruno deja a țipit. Încă mai numeri? Te-ai întrebat vreodată ce numără micuțele pupuruze ca să adormă? Balene, pentru că trebuie să fie extraordinar să te scufunzi în mare. Micuța Sofia numără și ea. 1, 2, 3, 4, 5 Lene nuată în mare. Bubuluza Sofia sfore cam tare. O auzi? Te-ai întrebat vreodată ce numără micile balene ca să adoarmă? Ele numără copii, fiindcă sunt veseli și pot să alerge cât vor. Micuța Ada numără și ea.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copii alergă pe obajiște. Balena a ta a dormit și plutește pe mare. Noapte bună! Iar ce numără copiii ca să adormă știi deja. Ei numără oițe. Pentru că sunt pufoase și seamănă cu niște norișori. Tu câte poți să numeri? Hai să începem.